Bine v-am găsit! Pentru că se apropie 8 martie, voi evita puțin discursul clișeic în jurul femeii ca mamă. Am făcut un podcast recent pe Eropedia alături de Kitty Rea și George Ion legat de tema maternității. Ați putea folosi acel podcast pe 8 martie dacă doriți un discurs atipic despre maternitate. Eu astăzi mi-am dorit puțin, în onoarea acestei luni, să discut, să aduc în fața voastră de ce sunt eu feministă. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Andreea Molocea, sunt activistă feministă, am un doctorat în științe politice și sunt ilustratoare în timpul liber. Așa, de unde să încep? Deci, am o vârstă. Pe vremea mea, nu existau atât de multe modele de femei empowering și nu exista o cultură în care cuvântul feminist și feministă să fie atât de larg răspândită. Aveam câteva seriale la care mă uitam și în care am putut vedea modele de femei în rolul principal și fiind aceste luptătoare. Mă refer la seriale ca Xena, Prințesa Războinică sau Buffy, The Vampire Slayer. Și chiar desene animate, mi-amintesc de Sailor Moon. Ne jucam fetițele în jurul blocului, fiecare era ori Sailor Moon, mie îmi plăcea Sailor Jupiter. Apoi, cred că prima întâlnire a mea cu termenul de feminism și termenul de feministă a fost într-un număr din Arborele Lumii. Arborele Lumii era un tip de enciclopedie apărut în tranziție săptămânală, iar într-un număr la partea de istorie a fost despre sufragete și lupta femeilor pentru dreptul la vot în Marea Britanie, Statele Unite și un pic câteva date despre alți ani în care femeile și-au câștigat dreptul de vot în state europene. Nu m-a impresionat, a fost modul în care mi-a fost transmisă informația, a fost foarte sterp, țin minte că nu... ceva nu mi-a plăcut, mi s-a părut foarte învechit și foarte arid, inclusiv la clauzele pe care acele feministe le aveau. Presupun că în mintea mea era că avem dreptul la vot și n-am simțit nicio conexiune sau de ce, nicio inspirație, să spunem. Au trecut ani, iar eu în acei ani am fost așa, fiica tatălui taților, o fel de mică Atena, născută din mințile bărbaților, pentru că majoritatea modelelor mele și majoritatea persoanelor care mă inspirau erau de gen masculin. Mult mai târziu am putut să mă deschid și am putut să aflu de fapt și despre femei intelectuale, iar asta s-a întâmplat preponderent în anii de facultate, când am dat peste femei și teoreticiene de gen feminin, dar mai ales a fost important la finalul facultății, în anul 3, la cursul de teorii politice feministe conduse de Mihaela Miroiu. Acel curs pentru mine a fost curba în care eu, intelectual, am putut să mă rotunjesc și să trec de la teorii care au fost create preponderent de filozofi sau teoreticieni bărbați prin perspective masculine la unele feminine. Eu în acei ani mi-am dorit foarte mult să fac o licență pe teoria alegerii raționale, Rational Choice Theory. Acele cursuri erau ținute de domnul profesor Adrian Miroiu și eu așa pornisem la drum până în anul 3, când am schimbat. Iar domnul profesor Miroiu mi-a recomandat-o pe doamna profesoară Mihaela Miroiu. Și atunci am pornit la drum cu ea, ca mamă intelectuală, și am făcut teza de licență, apoi masteratul de gen și lucrarea de dizertație cu dumneai ei, sfârșind până avea și un doctorat
coordonat de ea. Îi mulțumesc pentru că fără ea nu cred că aș fi putut accesa atât de profund mintea mea de femeie. Dumnezeu are o carte care se intitulează așa, cu mintea mea de femeie, pe care vă recomand. Tot fără ea nu cred că aș fi putut face drumul către autonomie. Drumul către autonomie este iarăși un titlu publicat la Polirom al Mihaelei Miroiu. Iar dacă sunteți curioși și curioase cu privire la teoriile politice feministe, vă rog să o citiți. Este o carte de căpătâi scrisă în limba română, cu un limbaj accesibil. Atenție, nu există un singur tip de feminism, așa cum vă lasă să credeți alți critici, ci există mai multe tipuri de feminisme și mai multe tipuri de ideologii feministe. Eu, când am început la drum, am început prin accesarea teoriilor politice feministe. Cum spuneam, în România, la vremea aceea, singurul feminism accesibil era cel academic, cel teoretic. Nu trăiam nici la nivel global, dar nici în țară, cu această cultură și această deschidere către feminism. Așa că era un feminism foarte trăit în cap, un feminism destul de teoretic, operam cu date mai mult din vest decât din teritoriu, pentru că să ai date din teritoriu, asta înseamnă resurse financiare pentru a face cercetări. Abia începuseră, da, în anii 2000, cercetări serioase feministe, publicații feministe, colecție de studii de gen de la Polirom, vă recomand. Și cred că a luat ceva timp să se închege un tip de feminism mulat de realitățile femeilor din România. Acum cred că trăim niște vremuri foarte mișto, pentru că nu mai simt singurătatea. Pe vremea mea, deci acum vreo, când am început eu, dar călătoria mea cu feminismul, eram puține, eram noi câteva acolo la centru Filia. Era Oana Băluță, Alice Iancu, Alina Dragomir, Mihaela Miroiu, Laura Grunberg. Și apoi colegele mele de la Masterada, Tudorina Mihai, Diana Neagă, Andreea Bragă, Miruna Pantel. Eram noi câteva acolo și ne înțelegeam bine între noi, da? Vorbeam aceeași limbă, doar că atunci când începeam să vorbim în spațiul public despre, era destul de complicat să ne facem auzite, pentru că trebuia etern și mereu să explicăm de ce suntem feministe, de ce facem ce facem, și întotdeauna argumentele noastre trebuiau să fie raționale, bazate pe statistici, ca să putem convinge. Acum, în schimb, am sentimentul că nu mai trebuie să vin cu atât de multe argumente raționale ca să spun că sunt feministă. Da? Simt că am depășit acea fază. Puteți găsi enorm de multă informație în online despre statistici și de ce trebuie și avem nevoie de feminism. Am fost în acea etapă și eu la început. Cred că este călătoria de feminist, cred că este o etapă importantă, dar eu acum, după 15 ani, nu mai simt nevoia să-mi argumentez sau să explic sau să justific că sunt feministă prin realități crude prin care trec femeile din România sau de pe glob. Pentru că acum vreo 6 ani am început să fac o călătorie un pic invers. O bună parte din activitatea și acțiunea mea ca activistă feministă a fost bazată spre exterior. Statisticile, ce studiile ne arătau niște realități, ne arătau niște date despre problemele femeilor, iar noi încercam să luptăm să facem acțiuni de conștientizare și de schimbare a politicilor publice spre a îmbunătăți viața femeilor. În schimb, de la un punct încolo, pentru mine a început această
mișcare spre interior. Dacă atunci când am descoperit feminismul am simțit foarte multă revoltă, foarte multă... Există un șoc când se prezintă în față niște realități și tu erai, oh, asta e lumea mea. N-aveai cuvintele, nu aveai teoriile și într-adevăr ți se dau. Ei, și atunci când afli pentru prima oară, este această nevoie de a ieși și de a lupta, care o consider un pas foarte important în activismul feminist. Doar că odată ce am îmbătrânit eu, am simțit nevoia să las teoriile și vocile teoreticienilor la o parte și să-mi descoper eu vocea și să-mi descoper eu ce fel de feminism sunt și ce fel de viață am eu ca femeie. Și atunci, în această călătorie în interior, am dat de cultura patriarhală însămânțată în psihicul meu, în emoțiile mele, în modul în care eu îmi percep viața mea și, în consecință, viața altor femei. Și atunci a început această curățare a rămășițelor culturii patriarhale din sinele meu, din mintea mea, din inima mea, pentru a ajunge la rădăcina omului, femeii care sunt. Pentru că femeile sunt diferite de bărbați în accesarea emoțiilor, în trăirea vieții interioare. Aici sunt influențată de teoriile și psihanaliza junghiană, deci operez foarte mult cu acest animus și anima, ca să știți de unde vin, pe care eu în timp am început să le pun. Deci cum am pornit eu cu teoriile politice, apoi am avut nevoie de teorii din psihanaliză pentru a-mi explica eu anumite trasee interne, da? Să duc eu propriile mele revoluții și revolte interioare, pentru că să știți că și în interior poți duce proteste și poți scrie pancarte și poți încerca să vindeci. Și atunci, în lupta mea aceasta de a mă curăța vocea și de a ajunge la rădăcini, eu consider că mă plasez în categoria feministilor radicale, pentru că feminismul pentru mine nu este doar această... nu este o teorie. Nu este o teorie, este un mod de a fi. Așa cum mă numesc Andreea Mălucea și am Căprui, așa sunt feministă, am ajuns în punctul în care, cum spuneam mai devreme, nu am nevoie de statistici sau nu am nevoie de argumente pentru a-mi spune că sunt feministă și nu simt nevoia să justific nimănui acest mod de a fi, pentru că e un mod de a privi lucrurile. Cred că eu ar trebui să fac eforturi acum să-mi gândesc lumea în termeni nefeminiști. Nu mai știu ce înseamnă asta, pentru că transformarea din interiorul meu este una de tip radical. Cumva, dacă vreți să vă imaginați, operez din nou cu simbolul copacului, un copac cu ramuri, cu frunze, cu flori, și dacă vreți să vedeți de ce anumite crenguțe se usucă în copacul acesta, care poate fi un simbol al lumii sau un simbol al tău intern, trebuie să ajungi la rădăcini ca să vezi ce se vădai, cu ce hrănești acel copac, ca să vezi în ce te transformi. Rădăcina pentru mine este un ceva la care nu ajungi o singură dată, ci cred că este o muncă constantă cu tine ca femeie și ca feministă, să dai acele layere, acele construcții cu care ai crescut, pentru că se pornești la asumția că odată ce ai citit sau ai teoretizat sau ai studiat feminism, tu în sine ta și curățat de acel patriarhat, este o asumție care poate să fie tricky și poate să fie nu neapărat cea mai veridică. Și atunci trebuie să fii conștientă că a fi feministă nu înseamnă doar să schimbi lumea din exterior, dar uneori implică și niște schimbări în interior. Și trebuie să fii deschisă să faci acest drum,
pentru că este vindecător și este foarte empowering. Pentru că sunt două moduri în care avem și putem accesa puterea. Puterea este cunoaștere. Este foarte important să hrăniți mintea cu cunoștințe, cu cărți, cu discuții frumoase și fructuoase alături de oameni faini. Dar aveți nevoie și de curățarea emoțiilor, traumelor intergeneraționale, să fiți conștiente că doar câteva lecturi feministe nu vor vindeca și nu vă vor aduce fericirea neapărat, că acesta este un parcurs, dar este un parcurs care va aduce beneficii. Cu cât îl faci mai mult, cu atât vei fi mai bine, cu atât vei fi în stare să-ți găsești vocea, să stand by yourself și nu mai, și indiferent ce se întâmplă în exterior, oricât de greu este, tu vei ști cine ești, tu vei ști unde te plasezi și atunci vei ști și să împingi când simți cultura și presiunea, da? Asta înseamnă pentru mine putere. Când poți să ai ambele părți, și partea de cunoaștere, dar și partea aceea a inimii, acea ancorare în care stop, până aici. E un stop care nu vine doar pe filon intelectual pentru că tu știi statistică, femeile, bla bla. Nu. Tu știi în sinea ta de femeie că acel lucru, că acea presiune, că acea informație nu e ok. Și atunci știi să tai, știi să spui nu, știi să lupți pentru tine și pentru altele, în definitiv. Eu chiar cred că atunci când începi să faci această transformare și tu însăți devii cât mai curată, cât mai autentică, cât mai, din nou îmi place cuvântul acesta, ancorat, înrădăcinată în tine însăți, cu atât vei fi mai puternică și vei avea ce să dai mai departe. Și cred că schimbarea începe din interior. Chiar dacă uneori, ca să ajungi la schimbare din interior, iată, o începi cu teorii politice, iată, o începi cu privind la social, privind la femeile din jurul tău. Faceți oricum ați putea aceste tipuri de călătorii, exterior, interior, interior, exterior, dar fiți conștiente că trebuie să le faceți, că nu există una fără alta. Vă doresc din inimă să vă găsiți vocea, să vă găsiți rădăcinile interioare, să fiți radicale, da? Radical înseamnă, vine de la rădăcină, deci să fiți radicale în viața voastră și dați mai departe. The person is political, spuneau feministele valului 2 și eu cred în asta, este motoul meu, este motivul pentru care fac aceste videouri și fiți blânde cu voi, fiți blânde cu procesul acesta. Sper din toată inima că îmi spuneți și mie cum ați călătorit sau care a fost parcursul vostru, dacă aveți istorii personale despre cum ați devenit feministe și care este feminismul vostru, dacă fiecare femeie își interpretează și devine, își creează propria teorie. Sunt aici să vă ascult, să aveți un martie frumos, să sărbătoriți drepturile voastre ca femei în fiecare zi și să vă cumpărați flori. Sunt frumoase, nu trebuie să le așteptați. Puteți să le comandați. Acum, în pandemie, cred că e mai sigur să le comandați. Zi frumoasă și senină, vă mulțumesc!